Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la ultima rundă de dezbatere electorale în cadrul alegerilor pentru funcția de primar a municipiului Chișinău. Astăzi ne întâlnim pentru ultima dată în dezbatere înainte de alegerile din 5 noiembrie. Îi cunoaștem pe ultimii candidați care participă la dezbateri. Îi întrebăm, îi descoasem ca să putem alege liber. Candidații de astăzi de la dezbaterile Alege Liber de la TV8 sunt domnul Iulian Carp, candidat PAS. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnul Victor Chironda, candidat Platforma Demnitate și Adevăr. Bună seara, bine ați venit! Și domnul Ștefan Gligor, candidatul Partidul Schimbării. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea, în cadrul dezbaterilor din această seară urmau să participe, au fost invitați să participe, domnul Ion Ceban, candidat MAN, dumnealui ne-a anunțat din start că nu va participa la dezbateri electorale și doamna Tatiana Platon, candidat FAS, care nici n-am putut da de dumneei ca să vedem dacă a primit invitația noastră și de ce nu a venit la dezbaterile electorale. Înainte de a începe dezbaterile, am să vă anunț care sunt condițiile de desfășurare acestora. Veți avea în total câte 8 minute împărțite în câteva runde. Prima rundă este un minut în care vă veți adresa cu un mesaj de prezentare către alegători, 2 minute întrebări de la moderator, 4 minute dezbatere între candidați și minutul de final. Aveți dreptul să folosiți, să treceți timpul dintr-o rundă în alta. Rugămintea mea și sugestia este să vă lăsați cel puțin 30 de secunde pentru mesajul de final, să aveți grijă să aveți acest timp pentru a vă adresa către alegători. De asemenea, vă amintesc că în cadrul dezbaterilor nu se admit mesaje de incitare la ură, violență, atacuri la persoană sau mesaje de discriminare rasială, religioasă sau de gen. Aceste fiind spuse, vă invit să începem dezbaterile electorale. Domnul Carp, un mesaj de prezentare către alegători. Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, eu mă numesc Lilian Carp, sunt candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar general. Este important ca noi să înțelegem că în Chișinău sunt nevoie de schimbări. În Chișinău, noi astăzi avem de-a facere cu o echipă care a înglodat primăria în datorii de aproape 1,77 de miliarde de lei. Avem de-a facere cu o echipă care a înglodat întreprinderile municipale în datorii de peste 4-500 de milioane de lei. Toate acestea ne fac să credem că în viitorul apropiat, dacă această echipă, partid, sau acest primar minciună rămâne mai departe, primăria Chișinău se va îngloda și mai mult în datorii, iar noi vom avea de plătit fiecare de noi pentru a putea să avem un Chișinău, să avem posibilitatea să transformăm Chișinăul într-un oraș confortabil pentru fiecare. Da. Mulțumesc, domnul Carp, domnul Chironda, un mesaj de prezentare către alegători. Mulțumesc. Stimați chișinăieni, bună seara, sunt Victor Chironda, candidatul echipei Platforma, da, pentru funcția de primar general a municipiului Chișinău. Sunt un specialist în dezvoltare urbană, mi-am dedicat mai bine de 10 ani din activitate, din carieră, dezvoltării orașului Chișinău. Am studiat aici în țară, am studiat peste hotare, am făcut stagii de practică, am acumulat experiență și cunoștințe ca să pot să le aplic aici în Chișinău, să asigur o dezvoltare durabilă pentru orașul nostru. În această campanie electorală vin să le spun oamenilor că primăria Chișinău este folosită de către primarul Ceban în scopurile sale politice personale și trebuie să eliberăm această instituție, să o întoarcem oamenilor și să o facem să lucreze pentru cetățeni, pentru soluționarea problemelor sistemice a orașului, cum sunt traficul, ambuteiajele, lipsa locurilor de parcare sau problema câinilor maidanezi. Orașul trebuie să se dezvolte în stil european. Mulțumesc mult, domnul Chironda. Domnul Gligor, mesaj către alegători. Stimați cetățeni, bună seara! Eu mă numesc Ștefan Gligor, sunt președintele Partidului Schimbării și sunt candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Vin în această campanie electorală cu o echipă de oameni cu multă voință, mult curaj și multă integritate. O echipă de oameni care vrea să facă ordine în primăria municipiului Chișinău.
să facem ordine cu schemele imobiliare, cu corupția din primăria Chișinău, care trebuie extirpată, eliminată, dur și fără compromisuri. Și vă propun să susțineți Partidul Schimbării, pe mine, Ștefan Gligor, candidat la funcția de primar general, și echipa consilierilor municipali, în frunte cu Mihai Avram, expert în mobilitate urbană, și magistru în studii juridice. Vă mulțumesc pentru încredere și vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru că ați venit la dezbateri și urmează ceea ce îmi place cel mai mult din dezbateri, întrebările moderatorului și răspunsurile dumneavoastră. Prima întrebare este de regulă de ține mai mult de domeniul integrității personale sau de partid. Domnul Carp, prima întrebare pentru dumneavoastră. A folosit PAS resursa administrativă pentru a vă promova în această campanie electorală? Vă întreb de ce? Pentru că Promolex, în rapoartele sale, a menționat că guvernul a lansat ultimele două luni mai multe proiecte care pot fi considerate cu tentă electorală. Ce răspundeți? Guvernul trebuie să lucreze indiferent de faptul dacă este sau nu este campanie electorală. De asemenea, declarația nu poate fi considerată ca activitate sau ajutor în campanie electorală. Da, guvernul trebuie să activeze. Când astfel de promisiuni pentru alegători vin mai cu seamă în preajma alegerilor, vă spuneți despre ce este vorba. Guvernul trebuie să activeze indiferent de faptul dacă este sau nu este campanie electorală, iar proiectele trebuie implementate pe care și le-au propus, începând cu, sau atunci când a fost aprobat bugetul, rectificări la buget care au fost făcute. Da. Deci totul se încadrează în activitatea deci guvernului de zi cu zi. Da. Bine, vă mulțumesc. Revin mai târziu cu alte întrebări. Domnul Chironda, întrebare pentru dumneavoastră. Ați fost timp de un an și jumătate viceprimar al capitalei, responsabil de urbanism și mobilitate. Ați luat decizii sau ați semnat acte de urbanism care vin în contradicție cu principiile pe care le promovați? Da, au fost câteva cazuri despre care am sesizat organele competente, din cauza că aceste acte pe care le-am semnat au fost falsificate și băgate la semnat viceprimarului. În momentul în care am constatat că aceste acte sunt falsificate, am sesizat organele de anchetă. Și acum sunt în judecată, mă judec cu CNA-ul și Procuratura ca să deschidă dosare penale pe funcționare din primărie și să investigheze cum s-a pomenit faptul că pe masa viceprimarului au ajuns la semnat acte false. Stați, eu un pic n-am înțeles. Dumneavoastră ați semnat niște documente care erau false. De ce? Care e problema în aceste documente pe care le-ați semnat? Au fost câteva cazuri în care au fost fie falsificate acte, fie întocmite cu încălcarea procedurilor legale. După semnarea acestor acte, ele au fost retrase, evident, și anulate, iar aceste dosare au fost înaintate către CNA și Procuratură pentru, cu plângerile de rigoare, cu argumentarea de rigoare din partea mea. S-a întâmplat asta fiind în funcție. Am sesizat organele și aștept acum să fac anchetă. Deci dumneavoastră v-ați dat seama că e o problemă cu actele abia după ce le-ați semnat? Păi da, după ce au apărut discuții, plângeri, fie plângeri de locatar, fie de alt gen. Au fost 4 cazuri de acest gen și acum cu toate sunt în proces de fie de judecată, fie de anchetă. Am înțeles. Mersi mult. Domnul Gligor, întrebare pentru dumneavoastră. Sloganul partidului, în general, nu în campanie, este schimbarea este posibilă prin implicare. Doi dintre vicepreședinții fondatori ai partidului dumneavoastră, domnul Tofilat și doamna Gaibă, nu se regăsesc pe lista de consiliere ai Consiliului Municipal Chișinău. Ei nu se implică? Sunt foarte implicați. Acum, seara, vin de la împărțirea pliantelor electorale a candidatului Ștefan Gligor și consilierilor municipali, de ce nu împreună cu domnul Tofilat, doamna Raț. Și de ce sigur că se implică. Doamna Corina este implicată mai mult decât are posibilitate în asigurarea bunii funcționeri și desfășurarea acestei campanii electorale, dar nu candidează în virtutea activității profesionale pe care o desfășoară pe lista de consilieri municipali, pentru că asta este o funcție pe care trebuie să o onorezi cu timp, cu prezență, cu energie și de asta candidează acei candidați care au exprimat acordul să dedice timp pentru această activitate. Am înțeles, vă mulțumesc. O altă întrebare pentru candidați. Domnul Carp, o întrebare pentru dumneavoastră. L-ați acuzat pe Ion Ceban că și-a făcut din primărie partid. Într-adevăr, și-a creat partidul
din care fac parte mai mulți dintre angajații primăriei. Ce veți face cu personalul primăriei, dacă ajungeți primar al capitalei? Îi veți înlocui pe acești membri AIMAN cu membrii din PAS? Sau ce veți face? În primul rând, noi vorbim despre oameni care trebuie să-și cunoască foarte bine profesia, care vin și pe lista de consilieri municipali, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu mai mulți reprezentanți din societatea civilă, să regăsesc în lista Partidului Acțiunii și Solidaritate. Crezul meu este că cei care trebuie să fie în funcție trebuie să fie dedicați, în primul rând, lucrul pe care îl fac și funcție pe care o au. De aceea, prioritatea va fi oamenii care cunosc ce trebuie să facă în primărie. Așa, după ce, cum veți face angajările? Se face prin concurs. Deci veți face concursuri absolut. De angajare, nu vă veți asuma? Absolut, așa cum am fost făcute concursuri și în comisia din care am onoarea să o conduc în Parlament, sunt oameni care au participat la concurs, care pentru prima dată i-am văzut, de exemplu, cum este Marian Bodruc, un băiat foarte bine pregătit pe domeniul de securitate în stânga Nistrului, problema deci UTA Găgăuzia, și eu mă mândresc prin faptul că am putut identifica un asemenea deci consilier. Membrii AIMAN care sunt în primărie, dacă sunt buni profesioniști, au șansa să rămână în funcție? Atâta timp cât ei nu fură, da? Și dacă nu sunt implicați în acte de corupție, probabil unii din ei vor rămâne. Am înțeles. Probabil, dar puțin probabil, pentru că în mare parte din lista pe care o ai, deci lista de consilieri AIMAN-ului, în mare parte fiecare al doilea din ei au fost implicați în anumite acte de corupție. Mulțumesc, domnul Chironda. O întrebare, curiozitate. Dacă deveniți primar, ce se va întâmpla cu Hotelul Național? Nu este decizia primarului acest subiect. Este de competența proprietarului acestui hotel, care, din câte înțeleg, este statul în continuare. Ei trebuie să decidă ce se întâmplă. Primăria trebuie să răspundă pentru elaborarea documentației de urbanism și asigurarea faptului că orice s-ar întâmpla acolo, fie demolare, fie altă construcție, nu va dăuna zonei, nu va supraaglomera zona și va duce la dezvoltarea acestei zone. Dumneavoastră, îți permite să se construiască acolo blocuri locative? Cu siguranță nu cred că este bine să se construiască blocuri locative, pentru că zona deja este supraaglomerată. Da, dumneavoastră spuneați că nu este de atribuția primăriei, dar primăria este cea care decide până la urmă ce fel de construcție poate să se ridice. M-ați întrebat de demolare. Despre construcție mai târziu vorbim. Dar ce se va întâmpla cu hotelul? N-am zis nicât de dacă se decide demolarea Hotelului Național de către proprietar, atunci se începe altă procedură, alt proces de elaborare a unei viziuni, a unui proiect despre ce poate fi construit acolo. Și aici vine primăria cu documentația de urbanism, conform căreia se iau anumite decizii de construcție sau nu. Da, mulțumesc pentru răspuns. Domnul Gligor, din programul dumneavoastră, zero toleranță față de corupție, așa ați spus, cum veți lupta cu corupția din primărie, dar cu alianțele pe interese din Consiliul Municipal Chișinău. Am văzut că aproape nimeni n-a fost ferit de faptul că în Consiliu oameni integri, curați, bine intenționați ajung și acolo ceva se întâmplă și ei încep să boteze în alianțe la care nici nu ne-am fi putut gândi că pot exista de dragul unor proiecte funciare. În primul rând, vom audita documentația eliberată de către Primăria Chișinău în ultimii 4 ani de zile. Că eu am pe masă câteva mostre, vreo 3-4, din această documentație, care este vădită ilegală. Ne vom asigura de faptul că în funcțiile cheie, în funcțiile de viceprimari, de șef de direcții, sunt oameni integri, oameni care nu pot fi nici șantajați, nici speriați, nici cumpărați. A lupta cu corupția înseamnă a promova oameni care nu sunt corupți. E simplu. Multă lume povestește că asta este foarte complicat. Nu e adevărat. Omul face locul. Și dacă ai oameni care nu sunt de vânzare, e ușor să lupți cu corupția. Dacă ai oameni mincinoși, fățarnici și de vânzare, nu poți lupta cu corupția. Noi venim cu o echipă care face față. Dacă se întâmplă că oamenii ăștia, cineva dintre ei, se schimbă, oamenii se mai schimbă. Eu personal voi depune un denunț penal pe aceste persoane. Și nu voi proceda cum au procedat alte partide
care au mușamalizat ceea ce s-a întâmplat în actuala componență a Consiliului Municipal. Când s-au votat la pachet câte 6 puzuri, când s-a votat decizia de a înstrăina un hectar de pământ în centrul orașului pe 2 bani, când s-a permis și s-au votat o mulțime de puzuri în afară celor 6, da. Și așa mai departe. Da. Mersi mult, vă rog să păstrați timpul pentru că urmează și runda de dezbatere între candidați. Foarte scurt, o întrebare pot să mai adresez domnului Carp, care să răspundeți în 20, până în 30 de secunde. În programul ăsta electoral, 7 angajamente ați avut așa de bază. Și aici sunt 200 de curți reabilitate, 100 de kilometri drumuri reconstruite, multe, multe alte lucruri care necesită foarte mulți bani. De unde bani? În primul rând, există potențialul intern atunci când ai relații corecte cu agenții economici. Eu pot să vă spun dumneavoastră că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu agenții economici, toți se plâng prin faptul că primăria stagnează eliberarea actelor permisive, chiar dacă toate actele sunt în regulă, pentru că primăria sau cei care fac ordine de zi a Consiliului Municipal o fac sub masă, pe interese, ignorând agenții economici care vor să-și dezvolte deci o afacere și să plătească impozite. Curtea de conturi a prezentat prin faptul că primăria anual pierde peste 2 miliarde de lei din cauza proastei gestiuni pe care există în Consiliul Municipal. Da, mulțumesc pentru răspuns. Și acum vă invit la următoarea rundă, cea de dezbatere între candidați. În primul rând am să repet practica de până acum. Cine vrea primul să adreseze o întrebare? Dacă nimeni nu vrea, atunci eu am să decid ca la grădiniță. Domnul Gligor, care este viziunea dumneavoastră privind transportul public din municipiul Chișinău? Cum îl facem ca el să fie la timp, să fie peste tot, în fiecare cartier? Și cum vedeți dumneavoastră taxarea în transportul public? Sunt cel puțin 3 compartimente pe care trebuie să le regulăm și să le reglementăm în acest sens. Transportul public suferă de numărul insuficient de unități și asta, desigur, depinde de bani și posibilitățile financiare care sunt relativ limitate, dar ceea ce putem deja face astăzi este să interconectăm până la urmă benzele dedicate, pentru că logica lor nu întotdeauna este una bine gândită și este logică. Trebuie să introducem noțiuni de trasee magistrale, rute magistrale, da, importante, cu care poți ajunge în sectoarele orașului rapid. Trebuie să ne asigurăm de faptul că există rute care conectează suburbiile noastre, pentru că ele sunt un moft electoral de regulă. Și atunci oamenii din suburbii ce fac? Supraîncarcă traficul din oraș venind cu mașinile, pentru că transportul public este foarte puțin. Și trebuie să introducem tichetarea electronică, care ne va permite în regim online, folosind tehnologiile informaționale moderne, să știm exact câtă lume este în fiecare unitate de transport și dacă mai e nevoie pe această rută de unități suplimentare. Astăzi se vând aceste tichete câte 3 bucăți și așa mai departe. Sunt și modalități deja de achita și altfel. Și noi nu avem habar în realitate. Da. Ceea ce noi înțelegem este că, deși s-a ridicat prețul de 3 ori, în continuare se subvenționează aproape cu 1 miliard de lei, iar transportul în continuare este ineficient. Răspunsul și să-i adresați o întrebare domnului Carp. Domnul Carp, această campanie electorală cumva ne lasă nedumeriți cu privire la ceea ce se întâmplă în raport cu Ivan Ceban sau Ion Ceban. Există bănuieli că dumnealui a fost acoperit de organele de urmărire penală pe un șir de episoade și Hotelul Național, de exemplu, este unul din episoadele relevante, chiar acum a demisionat recent directorul CNA. Care este opinia dumneavoastră, totuși, cu privire la atitudinea organelor de urmărire penală față de acest primar? Că, în mod normal, opinia mea este că dacă funcționa urmărirea penală, dumnealui nu era în această curs. Opinia mea este la fel. Eu am făcut mai multe demersuri despre încălcările care s-au făcut în domeniul construcției în municipiul Chișinău. Din păcate, am primit răspuns din partea organelor de drept că nu există destulă de informație pentru a porni un dosar. Deci este clar că noi
Avem mai mari așteptări din partea instituțiilor de drept pentru a interveni în cazurile de corupție care sunt în municipiul Chișinău, inclusiv și despre felul cum s-au votat anumite planuri urbanistice zonale. De fapt, noi avem o decizie referitor la felul cum s-a votat un plan urbanistic zonal, iar unul din consilierii care au votat acel plan urbanistic zonal este și sentință în care nu poate deține funcție publică timp de 3 ani de zile, dar deja acest lucru mai puțin contează când de fapt lucrul deja este făcut. Iar noi am demonstrat prin acest caz că anumite decizii care s-au luat în Consiliul Municipal ilegale, din păcate, nu au finalitate atunci când te adresezi la procuratură. Am eu o întrebare. Mai aveți o întrebare? Pentru domnul Chiro. Da, dar trebuie să luăm pauză de publicitate, după care revenim și adresați această întrebare. Publicitate. Am revenit în studio. Vă amintesc că suntem la ultima rundă de dezbatere a Legii Liberi de la TV8. Înainte de pauză, eram în plin proces a dezbaterilor dintre candidați. Domnul Gligor, v-am întrerupt când urma să adresați o întrebare domnului Chironda, după care domnul Chironda o să adresați o întrebare domnului Gligor. Domn Chironda, la mine s-a adresat o familie cu 4 copii care locuiește pe strada Iazului 42. Asta e poșta veche. Care mi-au dus aceste acte? Noastră ați semnat un certificat de urbanism pentru proiectarea planului urbanistic zonal, privind posibilitatea valorificării zonei respective, cu un șir de coduri cadastrale. Este această intersecție de la poșta veche. Mai sus și, trebuie, dacă vreți să o și dumneavoastră ați permis amplasarea acestui bloc de 11 nivele pe terenul proprietate privată a persoanelor fără să fie făcute consultările publice și luat acordul acestor oameni. Ei au construit toată viața acea casă cu 4 copii. Cancelarea de stat a dat prescripție și a invocat faptul că acest pus este ilegal. Spuneți, vă rog, dumneavoastră ați făcut asta pentru că sunteți incompetent sau pentru că sunteți corupt? Eu am făcut asta pentru că cunosc legea, domnul Gligor, spre deosebire de dumneavoastră, pentru că dreptul de a elabora un PUZ este un drept de care poate beneficia oricine. Iată, dacă acest PUZ a fost elaborat cu încălcări pe teren privat, fără consultări publice și așa mai departe, iată, atunci acest PUZ trebuie să nu fie aprobat și să nu fie înaintat în Consiliu spre avizare, spre votare. Iar dacă omul vine, și dumneavoastră, și doamna Rață, oricine poate să vină și să spună eu vreau să proiectez un PUZ pe un anumit teritoriu. Terenuri care nu mi-am parțin? Dacă vrea, de ce nu? Cu ce ocazie? Așa vrea omul. Așa vrea omul? Da. Cum vrea omul. Sau poate cum vrea Ecovzorul. Dumneavoastră puteți să depuneți un certificat, să solicitați un certificat de urbanism informativ, dacă doriți. Puteți să solicitați un certificat de urbanism. Certificatul urbanistic informativ îl cunosc. Dar timpul că va trebui să răspundeți. Eu vorbesc despre faptul că acești oameni, astăzi sunt nenorociți, de oameni ca dumneavoastră. Și Cancelarea de Stat expres a indicat că caracterul acestui PUZ este ilegal pentru că acești oameni au fost considerați, luați în considerație. Și eu cred că este important cetățenii noștri să înțeleagă că dumneavoastră ați făcut parte din echipa lui Ivan Ceaban 2 ani de zile și ați semnat o droaie de documente. Mai am aici. Frumos, păstrați timpul ca să răspundeți. Știți câte acte am semnat eu, domnul Gligor, în această perioadă? Eu le-am pe toate în birou. Când o să dețineți o funcție publică și o să aveți măcar o dată în viață o răspundere, o să trebuiască să semnați o dumneavoastră astfel de acte. Și atunci oricine o să poate să vină să fluture așa cu actele. Pentru Vladimir Don, ex-factor în zona S? Îmi permiteți? Eu așa și n-am primit la dezbaterea trecută răspunsul la întrebare. Ați semnat certificat de urbanism? Eu o să aștept. Pe internet. Domnul Gligor. Vă rog să păstrați timp. Am înțeles, dar dați-i voie să răspundă și păstrați timp. Misiunea mea timpul. Este să combat corupția și schemele imobiliare. Iată, eu am un om care a semnat o mulțime, o droaie de acte. Și eu vreau să-l întreb acum, să continui. Că nu sunteți primar, domnul Gligor, vă rog frumos, păstrați timpul, pentru că va trebui să răspundeți la întrebarea domnului Chironda. Domnul Chironda, vă rog să răspundeți la întrebările domnului Gligor. Întrebările domnului Gligor, eu am răspuns de nenumărate ori.
Toate actele pe care eu le-am semnat și s-au dovedit a fi ilegale sau cu încălcări, eu personal le-am contestat. Am depus plângere la CNA și la procuratură și acum mă judec cu ei ca ei să facă aceste investigații. Iar ceea ce arată domnul Gligor sunt acte care am semnat probabil câteva mii în 2 ani de zile de activitate. Pentru că așa este când intră o funcție publică. Semnează acte. Pentru că aceste lucruri, lumea vine, cere, depune, scoate, cere. Dar și nu trebuie să verificați dacă nu e o problemă. Uitați-vă, pentru asta există acești funcționari din direcția arhitectură, din alte nivele, care trebuie să se asigure că aceste acte sunt veridice, care trebuie să se asigure că aceste acte corespund legii. Înțeleg, și să pregătească dosarul, să-l depună pe masa viceprimarului la semnat. Dar până la urmă cine poartă răspundere? Cel care pune semnătura? Cel care elaborează dosarul. Nu, cel care își pune semnătura? Păi uitați-vă câte semnături sunt pe fiecare document. Când vine documentul pe masa viceprimarului, pe masa viceprimarului vine toate documentul cu 10 de Ivan acte. Ceva. Am înțeles. Domnul Chiron, dau o întrebare. Apropo, eu am reușit, domnul Gligor, să dau afară din direcția arhitectură o grămadă de persoane care s-au ocupat cu lucruri ilegale și cu scheme. Sigur. Eu am venit la primărie să fac ordine și am reușit să o fac. Și doar din cauza lui Ceban am reușit să fac acest lucru. Și acum dumneavoastră, în loc să loviți în Ceban și să lucrăm împreună ca să-l scoatem din primărie, dumneavoastră faceți tot felul de lucubrații de astea politice și încercați să obțineți nu știu ce, nu știu de unde. Duceți-vă și ați semnat certificatul pe Matievici 109? Am semnat o sumedenie de certificate de urmă. Matievici 109, domnului Gligor. Când domnul Gligor o să aibă funcție în statul ăsta și o să poarte responsabilitatea pentru ceva, eu o să-i adresez întrebări. Acum, unica mea întrebare este față de Ivan Ceban. Arătați-vă, rog, certificatul semnat de domnul Chironda. Din păcate, Ivan Ceban nu este. M-aș fi Borozan, bucurat, eu tot aș fi Talmaci. Avut 100.000 de întrebări. Este timpul meu să pun întrebări sau cum? Da. Arătați-vă, rog, acest certificat. Da, arătați zici. Impostorii, mincinoșii, fricoșii, lașii, care se vor înapoi în primărie să știe, să țină minte ce au făcut. Da. Mai departe, continuăm runda de dezbateri. Domnul Carp, domnul Chironda. Domnul Chironda, să adreseze eu. Eu am zis, eu nu am întrebări față de alți candidați în această campanie electorală. Întrebările mele sunt doar față de Ivan Ceban. De ce își permite să transforme primăria în partid politic? De ce își permite să folosească banii publici pentru PR-ul personal, pentru campania sa prezidențială, parlamentară, de care o mai fi? De ce își permite să nu-și îndeplinească promisiunile care l-au adus la cârma acestei primării și să povestească în 2019 despre faptul că va fi primara politic și va crea șoseaua de centură și să vină în 2023 să se laude cu un covor de pavaj și să spună că el și-a face partid și merge la alegerile prezidențiale? Iată această întrebări, eu încerc să obțin aceste răspunsuri de la acest om, l-am chemat la dezbateri, nu vine la dezbateri și suntem într-o situație stupidă, doamna Rață, că noi toți, care nu avem șansele pe care le are Ceban să câștige aceste alegeri, suntem nevoiți să dezbatem noi între noi aici, iar omul care va fi cel mai probabil primar, el pur și simplu nu vine la dezbateri. Și chișinăuienii consideră că asta este un lucru normal. Sper că alegătorii sunt și atenți la detaliile astea și noi ne întrebăm de ce domnul Ceban, din moment ce este sigur că a făcut totul bine pentru primărie, evită să dea răspuns la întrebările jurnaliștilor și să se confrunte cu alți candidați. Dar este dreptul dumnealui. Domnul Carpiu, n-am să vă rog să răspundeți la întrebările pentru Ion Ceban, dar am să vă invit să-i adresați o întrebare domnului Chironda sau domnului Ceban, care trebuia să fie astăzi la dezbateri și nu a venit. Eu o să mă adresez, în primul rând, de locuitorul municipiului Chișinău, pentru că vreau să-mi transmit mesajul. Dar mai aveți timp la mesaj. Da, eu știu, o să ajung la mesajul final, dar vreau să le spun despre ce se întâmplă la primăria Chișinău. Vreau ca cetățenii să știe foarte clar că astăzi primăria Chișinău, da, este înglodată în datorii de către acest micinos. Da, și este înglodată tot prin faptul că am împrumutat de la bănci comerciale. Pentru prima dată, da, de când este Chișinăul oraș european, vorbim de data de 27 august 1991, s-a îndatorat la bănci comerciale cu procente de până la 23%, 17% la altele cu 23%, și ca oamenii trebuie să cunoască că tot ce s-a întâmplat sau tot ce s-a construit în Chișinău de fațadă, da, este cum mai vopsi o casă veche cu fundamentul stricat. Și pentru asta noi am plătit de 2 ori mai scump și plătim de 2 ori. S-a plătit odată atunci când s-a lucrat și odată când se plătește. Vă rog să-mi lăsați timp să vă adresez și eu mai multe întrebări. Da. Dacă nu putem să punem domnului Ceban, cel puțin să cunoaștem candidații care sunt în studio. Da? Și asta este o opțiune.
Și atunci am să adresez întrebări domnului Grigor, nu-i mai pot adresa, că deja a trecut peste minutul final. După alegeri o să vă invit la o emisiune să discutăm. Domnul Chironda, am întrebări pentru dumneavoastră, pentru că mai aveți timp. Ați criticat anterior scumpirea călătorilor cu troleibusul. Veți opta pentru ieftiniri dacă ajungeți primar? Voi opta pentru modernizarea sistemului de transport public. Când am fost viceprimar, am avut o poziție foarte fermă. Nu scumpim transportul public până nu facem trei lucruri. Taxare electronică, modernizarea parcului și reforma acestor două întreprinderi municipale. Ceban nu a făcut niciunul dintre aceste trei condiții obligatorii, a scumpit transportul public, iar acum noi și plătim și transportul public mult mai scump și plătim acele subvenții pentru aceste două întreprinderi. Și avem o situație în care nici transportul nu este modernizat și bani de la oameni se iau de trei ori mai mult. Am înțeles. Bun. Poate că alegătorii vreau să știe dacă totuși o să fie mai ieftin să călătorească troleibus sau nu, dar am înțeles răspunsul dumneavoastră. Vreau să vă fie mai eficient cheltuirea acestor bani. Ok. Domnul Carp, întrebare pentru dumneavoastră. Întreprinderile municipale sunt multe, peste 60, și sunt, din păcate, sursă de corupție și proastă administrare. Asta o arată ani de zile ce se întâmplă în aceste întreprinderi municipale și multe investigații jurnalistice. Ce veți face cu ele? În primul rând, noi trebuie să înțelegem foarte clar că oamenii care sunt delegați în consiliile de administrare au ca obiectiv să modernizeze aceste întreprinderi și aceste întreprinderi să fie eficiente. Asta este unul. Acest lucru, eu am demonstrat că se poate atunci când, când anumite întreprinderi din municipiul Chișinău, cum exemplu Apă Canal, a fost adusă pe plus, chiar dacă era în minus. Să înțelegeți dumneavoastră, Apă Canal până în anul 2020 a fost o întreprindere care nu avea pierderi, da, era pe plus. Acum, managementul eficient a supereroilor care sunt în ghilimele în primăria Chișinău a dus această întreprindere să aibă peste 300 de milioane de datorii. Și acest lucru se datorează faptului că s-a umflat artificial numărul angajaților în aparatul administrativ. Pentru că trebuia să-și spună prietenii care i-are el, trebuia să-i pună în aceste funcții administrative. Niciunul din ei nu este inginer. Pot să vă dau o listă întreagă. Au fost ce vreți. Da. Mă lăsați timp, mai am o întrebare scurtă pentru dumneavoastră. Domnul Gligoriu, eu am să vă adresez o întrebare la care va trebui să răspundeți cu da și nu. M-a luat fix o secundă, bine? Întrebarea este următoare. Dacă dumneavoastră ajungeți primar al municipiului Chișinău, renunțați, cel puțin temporar, la funcția de președinte de partid? Eu cred că noi vom examina asta la Congresul Partidului Schimbării și vom decide, pentru că asta este o funcție delegată. Am înțeles, dar aveți tot dreptul să renunțați. Doar nu vă... Ca să renunț, prizonierul funcției. Eu am și obligații asumate în fața echipei. Asta înseamnă că eu voi face politică în aceste funcții. Bun. Aceste lucruri trebuie diferențiate. Mulțumesc pentru răspuns. Domnul Carp, o întrebare încă pentru dumneavoastră. Dacă ajungeți primar general al municipiului Chișinău, s-ar putea ca primarul să devină membru al cabinetului de ministri? Veți veni cu astfel de solicitare, propunere, inițiativă? Nu cred că acest lucru este corect. Situația care este acum este una care, de fapt, a fost o decizie în deci anterior și ea trebuie păstrată această decizie. Nu cred că trebuie să facă parte din guvern. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru răspunsuri și vă invit să începem ultima rundă, cea de adresare către alegători. Domnul Chironda, am să încep de la dumneavoastră, că tocmai ai vorbit. Este ultimul de final? Da, minutul de final. Vă rog doar să nu depășiți, pentru că fix la 00 se deconectează microfoanele. Mulțumesc. Stimați chișinăuieni, în această campanie electorală vin să vorbesc nu doar despre soluțiile pentru Chișinău. Știți că eu am soluții pentru Chișinău, soluții pentru problemele orașului. Vin să explic oamenilor că primarul actual Ceban folosește primăria în scopurile sale electorale, în scopurile sale politice și în spatele lui stau oameni care tind să preiau controlul puterii în Republica Moldova. De asta, la 5 noiembrie, vă invit să votați candidații pro-europeni adevărați, nu cei care s-au transformat în pro-europeni peste noapte. Vă invit să votați oamenii care se pricep la conducerea orașului, vă invit să votați oamenii care știu și sunt profesioniști în ceea ce fac pentru Chișinău. La 5 noiembrie, votați Victor Chironda, votați echipa, platforma DA. Vă mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc, domnul Gligor.
Stimați prieteni, orașul se sufocă de corupție sistemică. Multora le pare că se sufocă în gaze, se sufocă de transportul excesiv și așa mai departe. Realitatea este că noi ne-am sufocat ani de zile și continuăm să ne sufocăm de corupție sistemică, de scheme imobiliare. Și iată, avem mai multe scheme imobiliare, acte dubioase pe care vi le-am prezentat astăzi. Votați un candidat care nu se teme de nimeni și știe, poate să facă regulă. Votați Ștefan Gligor, candidat la funcția de primar general, și votați echipa Partidului Schimbării la funcția de consilieri municipale. Aveți încredere în noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gligor și domnul Carp. Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, la data de 5 noiembrie nu este doar un vot pentru orașul Chișinău. La 5 noiembrie, de fapt, se decide soarta Chișinăului, dar și a Republicii Moldova. De aceea este important ca noi să mergem la vot pentru a demonstra că nouă ne pasă și drumul nostru politic este drumul spre Uniunea Europeană. Totodată, la 5 noiembrie, noi avem de ales într-un primar care a fost micinos, dar într-un primar care a protejat funcționari corupți de tipul lui Gâlcă, care și-au construit în România pe banii furați, deci o pensiune. Avem de votat între funcționari corupți, avem de votat între funcționari care au votat planuri urbanistice zonale și au sufocat la propriu acest oraș. Și avem de votat între oameni care vor și pot oferi soluții pentru Chișinău. Pot să facă un oraș în care să dorești să trăiești, pot să facă un oraș confortabil pentru fiecare. La 5 noiembrie vin la vot împreună cu prietenii și familia ta. Votează echipa PAS, votează Lilian Carp, primar general. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la dezbaterile din această seară. Eu vă doresc succese pentru perioada cât mai este din această campanie electorală și în ziua alegerilor. Iar în ziua alegerilor să câștige primarul care va fi cel mai responsabil și cel mai potrivit pentru a rezolva problemele municipiului Chișinău și care să ofere inclusiv un parcurs european pentru Republica Moldova, așa cum arată sondajele își doresc majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Pe 5 noiembrie TV8 va fi în emisie de dimineață, de la orele 7 în regim de live și până după miezul nopții, ca să vă spună despre tot ce se întâmplă în legătură cu alegerile locale în Republica Moldova. Așa că fiți cu ochii pe TV8 și pe 5 noiembrie, iar acum rămâneți tot pe TV8 ca să urmăriți alte programe ale postului nostru de televiziune.